valului, zilele școlii muzicale Timișorene. O sărbătoare artistică pentru noi toți cei din comunitatea Vilii. De 20 de ani a devenit un obicei ca în fiecare sfârșit de toamnă să aniversăm cu bucurie zilele școlii noastre, o sărbătoare în care copiii noștri vă vor prezenta și vă vor încânta cu diferite momente artistice, atât copiii secțiilor de muzică instrumentală și vocală, cât și elevi de la secțiile de coreografie și art actorului. Vă doresc să petreceți momente frumoase alături de elevii noștri, elevi care, alături de profesorii lor, muncesc zi de zi pentru a vă prezenta cu mult drag din frumusețea actului artistic și sperăm ca toate aceste acorduri să ajungă la sufletul dumneavoastră și să petreceți momente frumoase alături de noi. Am bucuria să vă prezint pe domnul inspector școlar general adjunct, profesor dr. Cosmin Hogea, care a răspuns invitației noastre de a fi alături de noi în aceste zile de sărbătoare pentru școala noastră, și pe domnul inspector școlar, profesor dr. Dan Aurel Băcilă. La această activitate și vă invit pe rând să adresați publicului câteva cuvinte. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru invitație, mulțumesc dumneavoastră că sunteți alături de școala de artă Timișoara, din Timișoara, liceul Vidu, și bineînțeles că după anii de pandemie în care, din păcate, festivalul a fost organizat doar online anul trecut, acum avem posibilitatea să fim cu toții împreună și să apreciem acești copii minunați care ne vor încânta cu repertoriul lor. Eu vreau să-i felicit, să-i felicit pe organizatori, pe copii în special, pe conducerea școlii care nu uită tradiția acestui liceu și o duce mai departe. Mult succes tuturor! Vivat Academia, vivat profesores! Desigur, sunt niște cuvinte minunate pe care toți le cunoaștem, le respectăm și acum parcă își găsesc însemnătatea din ce în ce mai mult. Timișoara, Banatul, un Eldorado, economic, social, cultural. Evident, și Liceul de Muzică Ion Vidu își aduce contribuția la acest Eldorado, acest tărâm al făgăduinței, pentru că, așa cum spunea Petru Comarnescu, există aici un spirit european care nu se mai regăsește parcă nicăieri în lume. De ce spune asta? Pentru că Timișoara, știți bine, având în vedere și faptul că se pregătește acum pentru o nouă capitală culturală, desigur, asta în paranteze fie spus, are trei teatre, are filarmonică, o operă, liceu de muzică, liceu de arte plastice, secție de arhitectură, de se poate mândri cu o întreagă paletă de activități artistice. Desigur, Liceul de Muzică în Vidu are un cuvânt greu de spus din acest punct de vedere. Dumneavoastră, desigur, cunoașteți. Liceul împlinește în acest an 115 ani de activitate neîntreruptă de la înființarea primei școli de muzică, școala și conservatorul comunal, și, dacă nu mă înșel, vreo 72 de la, din anii 50, când s-a înființat școala medie de muzică tehnică, continuitatea având-o până în ziua de azi, în linie directă. A fost punct de reper pentru facultățile de muzică, pentru conservator și sănătate, mă rog. Și desigur, un tărâm plin de încredere pentru instituțiile de cultură și arte din Timișoara, și mă refer aici la Filarmonica Banatul, la Opera Română, la Facultatea de Muzică și Teatru.
teatrul, la cele trei teatre pe care le avem în Timișoara, alături de Teatrul de Păpuși și de sigur formator pentru învățământul universitar și preuniversitar din Timișoara, zonă și chiar din țară. Evident, este rodul atâtor generații de profesori care în ultimul timp, colegii mei știu, domnul director, se înnoiește de la an la an, vin de multe ori cu drag în școală și văd tot mai multe cadre tinere. Am toată convingerea că aceștia vor reuși să ducă mai departe farul de încredere și de dăruire și de pasiune al vechilor generații și vor reuși să țină standardul cât mai sus pentru toate secțiile liceului, muzică, teatru și balet. Vreau să vă doresc și eu, îi mulțumesc domnului inspector școlar general Cosmin Hogea pentru tot efortul pe care l-a făcut în ultimii ani, suportul pe care l-am avut la Olimpiadele Naționale de anul trecut, pentru prezență, pentru că a acceptat să fie alături de noi. Mulțumim cadrul didactic, corpului profesoral, colegilor mei, elevilor care fac atâtea eforturi, părinților, desigur, care știu foarte bine ce înseamnă să fiu un elev la liceul de muzică, dar care cred eu în zilele de astăzi avem toată speranța că le vom oferi un viitor așa cum ei își doresc. La mulți ani tuturor! Mulțumesc! Thank you.
Oh,
Și entertainment, așa s-au gândit și organizatorii evenimentului, să facem un scurt moment până ce colegii de la teatru se pregătesc. Este vorba despre a recunoaște cine este sub o mască. Este vorba despre cineva, o persoană din personalul școlii. Este singurul indiciu pe care vi-l dau. Persoana care la final, când votăm, și știe cine va fi, va câștiga din partea școlii ca premiu aceste căști. Sunteți pregătiți? Deci să intre personal. Poate să mai fac un până în partea asta, în mijloc, un traseu, să se uite spre public. Până colegii se pregătesc, fiți atenți la orice detaliu. Repet, cineva din personalul școlii noastre. Aștept primele voturi, primele idei, da? Nu. Cine a zis doamna Badai? Samira. Samira? Înainte de toate? Da. Samira? Alte variante mai sunt în sală? Da? Domn director? Altă variantă? Domn director este în rândul întâi. Altă variantă? Nu, nu este. Acolo ce variantă avem? Tanti Corina? Nu? Altă variantă? Mai sunt variante? Sau astea sunt toate? Doamna Sauer? Nu? Acolo? Nu? Cine? Domnul Ciupăriță? Nu? Da? Domnul Tătar? Nu? Da? Domnul Cristi. Domnul Cristi e aici. Altcine, altă variantă? Doamna Andrei, nu? Doamna Holeneu, nu? Acestea sunt variantele, da? Alte idei? Doamna Ghiovai, nu? Bun. Doamna? Nu, nu este doamna Oana. Așadar, invităm masca din nou în scenă. Nu? Facem și demascare. Masca s-a dus să se demascheze. Nu mai e aici. Cred că nu mai e deloc. Vrea să vadă neapărat spectacolul. O să apară masca la un moment dat, varianta reală. Da. Și dăm atunci premiul. Bun, deci premiul va fi... E una din variantele din sală, da, zi. Domnul de istorie. S-a zis domnul Tătar. Bun, deci după momentul de teatru vom da premiul, pentru că una din variantele voastre este cea corectă. Bine, mulțumesc. Revenim cu a doua pauză de publicitate ulterior. Baftă colegilor de la teatru. Thank you.
merite. Poftim, ce-i de făcut? Ivan Pavlovici, cu toate că e gras, e și un bărbat foarte arătos. Nu, chiar nu știu ce-i de făcut. E atât de greu să-i odorești, nici nu pot să zic cât e de greu. Dacă am luat noi buzele lui Nicanor Ivanovici și le-am adăugat la nasul lui Ivan Cuzmici și la asta puțin din aerele lui Baltazar Baltazarovici și corpulența lui Ivan Pavlovici, păi mă ajută pe loc. De așa poftim, stai și te gândești. Am început nici mai mult, nici mai puțin să mă doră capul. Cred că cel mai bine să trag la sorți. Să mă las în voia Domnului. Și la care pică, până le iau de bărbat. O să scriu pe toți pe câte o hârtiuță, le vorbesc și fie ce-o fi. În ce situație nenorocită a ajuns o fată îndeosebi când mai ieșeam o rezată. Ia, ce mă tu! Dar da Dumnezeu să pice Nicanor Ivanovici! Nu. Dar de ce el? Mai bine Ivan Cuzmici! Dar de ce Ivan Cuzmici? Ce cu surorul ceilalți? Nu, care este așa să rămână. Toți, haide-mi! Ce poate Ivan? Nu, gata. Numai unul singur. De-a dat să pice Baltazar. Nu. Ce tu spune eu aici? Mai bine Nicanor Ivanovici. Nu. Ce mi-ursește soarta? Față de mine n-ai de ce să te rușinezi. Păi dar pe cinstea mea, e un minunat de om. Și-a perfecționat serviciul, e un om grozav. Păi și Nicanor Ivanovici nu e și un om bun? E un gunoi față de Ivan Cuzmici. Păi Ivan Cuzmici, dar Ivan Cuzmici e un om cum trebuie. Poți să cauți cu lumânarea și nu mai găsești altul ca el. Dar Ivan Pavlovici? Și Ivan Pavlovici e un gunoi. Toți sunt niște gunoaie. Să fie chiar toți așa? Niște bătăuși, neam de scandalagii. Poftești să fii bătută chiar a doua zi după nuntă? Voi de mine, dați-a cea mai mare nenorocere care poate să existe. V-a să zic că după sfatul dumitale ar trebui să-l iau pe Ivan Cuzmici. Neapărat pe Ivan Cuzmici. Chiar pe Ivan Cuzmici? Sigur că pe Ivan Cuzmici. Și pe ceilalți să-i refuz? Sigur că ai să-i refuzi. Păi da, cum o să fac eu asta? E cam rușine. Dar de ce să fie rușine? Uite, spune-le că ești prea tânără și nu vrei să te măriți. Dar cum să le zic așa ceva, nu o să creadă și o să înceapă să întrebe cum și de ce. Bine, atunci dacă vrei să-l oretezi, spune-le de-a dreptul, ieșiți afară dobitocilor. Vai, dar o să se supere. Păi și ce dacă o să se supere? Păi, da, maxim unul dintre ei o să te scui pentru ochi. N-a poftit, vezi tu. Păi și ce nenorocire e asta? Alții au fost scuipați și de mai multe ori sau. Păi dacă Batista ar fi de parte, și înțelege. Dar ea e aici, în buzunar. O ieși de șterge. Dacă bate cineva, sigur e unul din ei. N-aș vrea să mă vadă pe aici. Domnișoară, am venit din adins ceva mai devreme ca să vorbesc de unul singur. Ha? Cu dumneata, Pendelete. V-a să zic că gradul meu îl știți. Fac serviciu, superiorii mă respectă, inferiorii să mă spun. Mi-a mai rămas doar un singur lucru. Doresc o tovarășă de viață. Da. Tovarășa am găsit-o. Tovarășa ești dumneata. Deci, spune-mi, da sau nu? Asta nu-i străbănoagă ca nemțoaicele, are ceva carne pe ea. Eu sunt prea tânără, nu. Dar pentru Dumnezeu! Atunci de cealaltă pețitoarea, te rog să-mi explici. Să fiu al dracului ce acum nu te lasă să-ți vezi de treabă. A și venit.
Respectele mele, Ivan Pavlovici. Firea, dracu, tu să fii cu respectele tale cu tot. Deci, spuneți, domnișoară, da sau nu? Iarăși topoțelul! Scuzați-mă, poate că a venit mai devreme decât trebuie sau decât impune buna cuvință. Respectele mele. Să-ți fie nas respectele tale cu tot, că mai bine ți se lipeau picioarele alea. Uscate! Deci, spuneți, domnișoară, cum a rămas? Da sau nu? Eu nu știu ce să zic, eu nu mă... Ieșiți afară! Oh, Dumnezeule, ce-am zis? Cum adică ieșiți afară? Ce înseamnă ieșiți afară? Vă rog frumos să-mi explicați ce înțelegeți prin asta. Ce-o fi drăcia asta? Mă scuzați, fata asta de măritate e groasă? La ce s-a întâmplat ceva? Da, niște lucruri. A ieșit și a început să țipe. O să mă cotonogească! O să mă cotonogească! O să mă cotonogească! Ce dracu fi și asta? Ei, da, se întâmplă și de asta, e cam tâmpită. Spune, da, sunteți rubedenii? Cum să nu, rubedenii? Cumva da. Mătușa mamă e ceva cu tasul, sau toate ceva cu mătușele. Și a primit-o prostea de mult? Da, de pe când era copilă. Sigur că ar fi fost mai bine să fie deșteaptă, dar și proastă, așa, tot e bine. Numai dacă ar avea zestrele în ordine. Păi, ați auzit că doar n-are zestre. Cum așa? Dar casă de piatră? Da, dar de unde vorba vine că e de piatră? Păi dacă ai ști dumneata cum e clădită, pereții sunt făcuți dintr-o singură cărămidă și înăuntru sunt tot felul de porcării. Gunoi, surcele, talași. Ce spui? Da, păi cum? Parcă nu știi dumneata cum sunt clădite casele acum, numai ca să le ipotecheze. Da, casa nu e ipotecată. Aia e. Cine v-a spus că nu e ipotecată? Pe lângă asta, nici procentele nu sunt plătite de 2 ani. Și mai are și la senat un frate care a pus și la ochii pe casă. Păi, și atunci cum pețitor? Ah, parșivenia! Mă-l sus un pic de ochi. Da, poate că și-s aminte. Am să iau pe bătrână la un interogatoriu dur și dacă minte, am să fac să joace ca ursul. Mă scuzați! Am și eu de asemenea o întrebare, dacă se poate. Închipuiți-vă că, din prima oară când am văzut-o, am avut așa ca o presimțire că nu știe franțuzește. Dragul să te franțuzească! Să fi văzut cu ce cuvinte a zugrăvit-o pe țitoarea. O casă! Altă casă! Zice, pe temelie. Linguri de argint. Sanie. Hai, vrăjitoarea frisită, să-i casă numai mie mână. Treci încoace! Hai, da, treci încoace! Careva să zică mai păcălit-o ca Ivanovna! Casa e clădită dintr-o singură cărămidă și tu mi-ai spus că are mezonine și dracu mă știe ce! Păi și ce știu eu? Ce eu am clădit-o? Poate că așa trebuie să fie dintr-o singură cărămidă și de-aia a făcut-o așa! Ba mai e și ipotecată! Să te ia dracu de vrăjitoare bătrână! Eu te uită la el numai și ceartă! Altul mi-ar mulțumi pentru plăcerea că m-am ostenit pentru el! Da, Fiota Ivanovna! Și mie mi-ai spus că știe franțuzește! Știe, drăguțule! Știe de toate! Și pe nemțește și pe toate felurile! Le știe pe toate! Ba nu! Mie mi se pare că vorbește numai pe rusește! Păi și ce asta e rău? Pe rusește e mai pe înțeles, de-aia vorbește rusește! Că dacă vorbea pe musulmană era mai rău pentru tine, că nu înțelegeai tu nimic! Și ce ai tu de zis de vorba rusească? Că doar toți sfinții vorbeau rusește! Și să-i spui că e o ticăloasă! Să-i spui că dracu' să te ia! Iată, uite cine mai fost și ăsta! Ce s-a mai zborșit! Crede că dacă e gras, nu mai e altul ca el. Ei, tu spui că ești un ticălos! Na! Spui bine, stimabilo. Dar dacă eu știam că fata are o asemenea educație, nici n-aș fi pus piciorul aici. La revedere! Au căpiat sau au tras la măsea mai mult decât trebuie. Nu mai pot, zău că nu mai pot, o să mă prăpădez de râs. Îmi place că aveți un caracter, Hasliu. La noi, la escadra, era un aspirant de marină. Se întâmpla să arăt un deget, nimic mai mult, și se pornea în râs până seara. Zău așa. Dar uite ce i-a trăsit prin cap dobitoacei. Să facă ea căsătorii. Poate că poate ea să căsătorească oamenii. Dar în schimb, eu însor. Însoră, da. Pe bune, fără glumă, poți să însori? Pe oricine cu oricine. Păi, atunci să mă însori și pe mine cu gazda de aici. Pe dumneata. Dar de ce vrei să te căsătorești? Cum de ce? Păi, lasă-mă să observ că asta este o întrebare puțin cam tâmpită. Toată lumea știe de ce. Ați auzit, doar că zestre ioc. Eh,
De unde nu-i nici Dumnezeu nu cere. Sigur că e rău, dar fata e drăguță cu purtările ei, postrii și fără zese. O dăiță nu prea mare. O săliță, un părăvănaș, niște despărțiturele. Dar ce ți-o fi plăcut așa la ea? Păi sincer să zic, îmi place de ea fiindcă este o femeie durdulie. Sunt un mare amator de femei durdulie. Dumneata, nu trebuie să te însori deloc. Păi cu fasonul dumitale, fie vorba între noi cu piciorul ăla de cocoș. De cocoș? Păi sigur, dar ce înfățișare e asta? Păi lasă-mă să observ că-ți bagi joc de personalitatea mea. O să te însori, dar cu alta. Păi da, fii așa bun să nu fie cu alta. Te rog, însoară-mă cu asta. Bine. Te însori, dar cu o condiție. Să nu te amestești de fel și să nu te arăți în fața lui Codnice că fac eu tot fără dumneata. Cum tot fără mine? Ar trebui măcar să mă arăt în fața ei. Dar nu-i nevoie de fel. Du-te acasă și așteaptă. Da! Du-te, du-te! Da, își pot goleu, simt tot, nu mai vine. Să dau o fugă după el. Au plecat? Nu mai e nimeni? Au plecat, au plecat. Nimeni. Iar ișnița asta o să fie un tiran cu nevastă sa. Dar parcă am impresia că imediat vine înapoi. Ăsta? Dar nu mai vine să înapoi pentru nimic în lume. Îmi pun capul că niciunul din ăștia doi nu-și mai arată nasul pe aici. Dar al treilea? Care al treilea? Morsește-o cum se exprime despre gurița aia, bubă, cel de trandafir! Baltazar, Baltazarovici! Nu, ei, 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 ei! Întâmpit și jumătate. Ce înseamnă asta? Spun drept că nu înțeleg. Și chiar părea un om foarte de treabă. Un bețiv! Zău că nu înțeleg. Se mai poate să fie și bețiv? Un ticălos renumit. Nu dați-mi voie, nu v-am cerut de fel să spuneți așa ceva, ca să spuneți o vorbă bună în favorul meu, ca să mă lăudați, asta e altă treabă. Cu asemenea cuvinte, poate că vine aveți să vorbiți despre altul. Așa poate că... De fel, mă lăsă mai tare, respectele meu. Uite și pe asta, dar de unde a răsărit? Uite că nici nu se ține pe picioare, nu știe să vorbească. Și pot goleu, simt tot, nu mai vine. Ceva la mine. Nu uitați că am aici și Aotilie mică. O să crească înapoi din cauza frigurilor. E tot una ce aveți acolo așa. Păi, dar eu am, domnișoară. Cu atât mai bine pentru dumneata. Adio. Domnișoară, spuneți-mi de ce, pentru ce? Am eu oare un defect esențial? Nu, a plecat. Poftim. Păi, dar parcă mi se întâmplă asta pentru a 17-a oară. La început, parcă totul merge bine. Dar când se ajungă treaba la deznodământ, m-a și refuzat. Înțeleg dacă mi-ar lipsi ceva, dar nu cred că se poate spune asta, fiindcă mulțumită lui Dumnezeu, natura nu m-a ropsit. Mie tot nu vine să cred că i-a spus pe față tuturor că mă preferă. Vai de mine, e nebună, dar bine la după tine. Ce dragoste, ce patimă, dar cu ce nume te-a dezmierdat. Da, adevărat, când vrea femeia ceva, păi nu știe ce cuvinte să-ți înșire. N-ai fi în stare toată viața ta să le găsești. Negriciosule, gândăcerule. Bobocelule! Eee, păi da, cuvintele astea nu-s nimic. Să vezi în primele două luni după ce te însori ce cuvinte o să curgă. Oare? Dar știi, frate, să te topești noanta. Acum ascultă-mă, mergi drept la țintă, pretinde-i mâna și deschide-ți inima pe loc. Cum pe loc? Ce spui? Pe loc, fără ocol. Da, uite-o și pe-am persoană. Hai, domnișoară, hai, hai! Fii mai dezghețată că e foarte sfios. Și uite, fii mai curajoasă. Uite, joacă așa nițel din sprâncene. Nu, nu, mai bine lasă ochii jos ca să iei piuitul la furisitul lui. Și zgulește și tu așa un număr ca să rămâi cu ochii că scazi nemernicul. Dar n-ai pus și mătale o roche cu mâneci scurte. Dar lasă că e bună și asta. E, eu vă las în societate plăcută. Fii mai întotdeauna sfântul, fii mai întotdeauna. Domnișoară, vă place să vă plimbați? Cum să mă plimb? Păi, știți, vara e foarte plăcut să vă plimbați cu barca. Ah, vara, vara, da, uneori mai facem o plimbare cu... Cu? Cu... cu...
Cum o să fie la vară? Nu se știe. Nu, de plăcut să fie frumos. Domnișoară! Ce tip de flori vă plac? Cea care miroase cel mai tare. Garoafa. Da? Știți, la conițele stă foarte bine cu flori. Ah, în curând va fi sărbare la Ecaterinov. Mi se pare că peste lună. Păi nu mai e nicio lună până atunci. Pe semne că o să fie o sărbare foarte veselă. Da, suntem în 8, mâine 9, 10... A, peste 22 de zile. Ca să vezi cât de curând. Păi eu nici nu mai am în considerare ziua de azi. Dar ce viteaz este poporul rus! Da, lucrătorii! Păi Zidaru stătea chiar în vârf și nu era frică de nimic! În ce loc? Pe cum în ce loc? În drumul în care merg eu în fiecare zi la serviciu. Că doar în fiecare dimineață mă duc la serviciu. Zău, mi se pare că v-am plictisit. Da, cum se poate așa ceva? Chiar din potrivă, trebuie să vă mulțumesc că am petrecut atât de bine. Zău, mi se pare că v-am plictisit. Zău că nu. Domnișoară, poate în altă seară, poate în altă ocazie. Zău, mi se pare că v-am plictisit. Sigur. Ce om meritos! Păi dacă Zorul iubește, e și cuvincios, e și cu scaun la cap. Și cât de plăcut e să stai de vorbă cu el. Am vrut și eu să zic două cuvințele, dar să zic drept, m-am cam pierdut cu firea. Ce, e un om minunat, mă duc să-i zic mătușichii. O să zic că ți-ai deschis inima. Băi, tocmai inima nu mi-am deschis-o. Asta e bună. Dar de ce nu ți-ai deschis inima? Păi cum ai vrea tu, așa, netam-nesam, fără să fi vorbit nimic cu ea dinainte, să zic, Dodoie, hai să te măriți cu mine! Dar despre ce ați vorbit? Ce prostie ați îndulcat o jumătate întreagă de ceas? Păi, da, am vorbit și noi, dar sincer să zic, eu mi-am petrecut timpul cu foarte multă plăcere. Dar când o să avem vreme să le facem pe toate, că doar peste un ceas trebuie să fim la biserică, la cununie? Azi, la cununie! Păi de ce să nu? Azi la cununie! Păi doar tu singur ai spus că dacă sunt aruncați toți pretendenții, te sot numai decât. Păi eu nici nu-mi iau cuvântul înapoi. Mie-mi trebuie răgaz cel puțin o lună. O lună? Da, sigur, o lună. Ivan Cuzmiș, nu cumva ai nebunit? Zău că nu se poate. Ivan Cuzmiș, uite dacă te rog eu, dacă nu vrei să faci pentru tine, măcar fă-o pentru mine. Zău că nu se poate. Ivan Cuzmiș. Păpușică frumușică. Vrei să mă pun în genunchi în fața ta? Da, pentru ce? N-am poftit, mă pun în genunchi. Zău că nu se poate! Porcule! Așa, îmi juram! Ce om prost! Dar niciodată n-a existat un prost mai mare! Dar pentru cine îmi dai o stenelă atâta? Ce chilipirea mea de aici, că pentru tine fac asta? Dar eu n-am nevoie de o stenelă ta, lasă-mă și gata! Bă, dacă nu te însori, eu o să rămân un prost toată viața! Ei, și ce-ți pasă? Păi pentru tine mă o stenelă sfintă încălțată ce ești! N-am nevoie de străduințele tale! Du-te la dracu! Ei, și? Du-te! Du-te și o să-ți strâng și picioarele pe acolo! Să nu te mai aveți în ochii mei! Dobitocule! Ați văzut de când e lumea un om mai prost și mai mare ca mine? Păi dar pentru ce mă ostenesc atâta pentru el? Dar ce e el cu mine, mi-e rudă? Dar ce sunt eu lui frate, mătușă, cu mătră? Păi pentru ce-mi dau atâta osteneala? Lua la dracu să-l ia. Nu, mai bine mă duc înapoi să-l aduc. Vai, îmi bate inima, nici nu pot să zic cât de tare îmi bate inima. Oriunde mă întorc, unde mă sucesc, parcă ar fi Ivan Cuzmiș. Adevărat e vorba că nici nu scap nici într-un fel de soartă. Și în sfârșit mă așteaptă o schimbare de situațiune. Au să mă ia, au să mă ducă la biserică, au să mă lase singură cu un bărbat. Adio viața mea de fată de până acum! Și câte griji, cu
v-am pus niște cărți atât de mult. Domnișoară, nu vi se pare cam ciudat? Dar ce să fie? Spuneți-mi drept, nu vi se pare cam curios? Dar cum să fie curios când orice vine din partea dumitale e plăcut de auzit? Da? Păi e... O să vă zic mai târziu, o altă dată. Dar ce este? Sincer să vă spun, mă cam îndoiesc. Ce om prost! Dar asta nu e om, e o bagiocură de om, e o caricatură de om. Păi de ce vă îndoiți? Păi, așa sunt eu, așa mă îndoiesc eu. Ce dobitocie, ce dobitocie! Dar nu vezi, domnișoară, că-ți cere mâna! Vrea să-mi spună că nu poate să trăiască fără dumneata. Te întreabă numai dacă nu vrei să-l fericești. Eu să-l fericesc? Eu nu pot, de altfel primesc. Firește! Așa trebuia să se întâmple de mult. Dați-vă mâna. Da, cu șica. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ivan Cusmici, sărută-ți logodnica. Acum poți să o faci. Chiar trebuie să o faci. Nu-i nimic, domnișoară. Așa trebuie. Lasă-l să te sărute. Vai de mine, doamne! Dar ce mânuță drăgălași aveți! Domnișoară, trebuie să ne cununăm acum pe loc. Acum pe loc, dar eu cam rapid? Nu, în clipa asta, cât mai repede. Bravo! Știam de mult că pot să faci asta, mă bazam pe tine. Dumneata, domnișoară, acum hai grăbește-te să te îmbraci, că eu am și poftit musafirii care au poftit la biserică, ne așteaptă acolo. Hai că știu că rochia mea tale gata. Sigur, sigur, într-o clipă mă îmbrac. Ei, frate, îți mulțumesc. Acum văd eu ce bine mi-ai făcut. Să dea Dumnezeu să faci o grămadă de copii. Frate, îți mulțumesc. Acum văd și eu ce înseamnă înțelesul vieții. Mă bucur. Nu mai bine iau eu pălăria, că știu eu. Ei, ce-am fost eu până acum? Ce făceam eu? Cum era viața mea de burlac? Păi, ce făceam? Trăiam, slujeam, mergeam la birou, dormeam, mâncam. Mai pe scurt, eram omul al mai gol și mai obișnuit din lume. Abia acum am dat seama ce fraieri sunt ăștia care nu se însoară. Zău, când stai și te gândești, doar în câteva minute ești însurat. Și atunci încep să guști în fericirea asta pe care o găsești doar în basme. Nici n-ai cuvinte, nici nu știi cum să o exprimi. Dar când te gândești mai bine, tot ți se face frică nițel. Adică să fii legat toată viața pe vecie, fără nicio scăpare, nimic. Adică, colo pe uși, nu se mai poate pleca. Nu. Dar oare se mai poate pleca? Da, dar toată lumea o să te întrebe pentru ce? De ce? Nu. Uite căreia asta. E deschisă. Nu se poate și mai ieși în apă. E, hai că nu e chiar așa de înaltă. Nu se poate și nu am nici șapta la mine. Ei, și să cer. Oare să cer? Ei, și o să cer. Exact!
Cum nu, Ivan Cusmic a plecat? Nu, el și nici nu a plecat. Dar cum vine asta? Nici nu e, nici nu a plecat. Dar unde a putut să plece, că nici nu-mi trăznește prin minte? Eu am stat tot timpul în antreu, nu m-am plintit din loc. Pe ușa din dos n-avea cum să iasă. Dar nu cumva s-o fi ascuns. Ivan Cusmic? Ivan Cusmic, unde ești? Te trebuia să fim de mult la biserică, la comunie. Ivan Cusmic? Bă, dar nu putea să plece, că i-am șapca. Mai bine să întrebăm servitoarea, ea a stat tot timpul în stradă, poate că știe ea ceva. Puniașca! Da! Unde e Ivan Cusmic? Nu l-ai văzut? Am văzut dumneavoastră pe fereastră! Pe fereastră? Pe fereastră? Pe fereastră! Pe fereastră! Da, după ce a sărit, a luat un bilet și a plecat. Ivan Cusmic! Am văzut, dar ca bănățanul nu am cunoscut.
Doamne, mândră ai fost banat, că tot n-am dulce-o pânat. Bănățării cu mândru nume, țor dus când ce cu prânume. Cântăresc cu glas duios, țor când am crezut frumos. Fotografie, premiu acordat de profesorul de arte vizuale
Și acest premiu se acordă fotografiei numărul 3, aparținând elevii la ales cu Maria. Titlul premiat a fost Lac sub aripa toamnei, fotografia numărul 5, aparținând elevei Vociu Eliza. A fost mare concurență între fotografia cu numărul 8, fotografia cu numărul 9 și fotografia cu numărul 11. S-au clasat la diferență de câte 2 voturi, iar câștigătoare este fotografia cu numărul 9. Felicitări! Fotografia aparținentă elevei Caraculea Iasmina este aici. Ați expus pe Simețe, ați avut curajul acesta, că fotografiile au fost deosebite și poate reedităm această experiență și cu altă ocazie. Mulțumesc, o seară bună și audiție plăcută în continuare!
Sărut mâna doamnelor, bună seara domnilor. O singură precizare am de făcut vis-a-vis de lucrarea pe care urmează să o ascultați. Este vorba despre un vals scris de Emil Waldteufel, contemporan al lui Johann Strauss, de asemenea compozitor de valsuri, doar că din Franța era numit Strauss al Franței, precum Lumbi era numit Strauss al Nordului și Strauss era numit Waldteufel al Austriei. Valsul se numește Mon Rêve, în germană Mein Traum sau în română Visul meu, și îl vom interpreta în primă audiție națională.